Salutare, prieteni! E o oră târzie. Mă numesc Igor Cereteu, pentru care nu mă cunosc. Aflu în Barcelona de 16 ani. Astăzi mă aflu în aeroport, în drum spre casă. O călătorie care nu intra în planurile mele. Am văzut cu toți ultimele evenimente din Chișinău, unde s-au furat voturile la 240.000 de oameni, unde noul primar ales, Andrei Năstase, într-un mod batjocoritor, a fost înlăturat pentru ca clanul să-și poată desfășura activitățile lor ilegale, nu doar în capitală. În celelalte, majoritatea primăriilor din țară fac absolut tot ce își doresc ei. Și-au dorit capitala și într-un mod sau altul vor să pună mâna pe ea. Eu mă adresez tuturor. Aici nu merge vorba doar de capitala, ci merge vorba de o țară întreagă. Asta doar e o mică anticipare la tot ce se va întâmpla la alegerile din toamnă. Eu mă adresez tuturor celor care cred că Moldova mai are un viitor. Haideți cu toții, duminică, la orele 2, în fața primăriei, să ne cerem țara înapoi. Nu e doar primăria capitalei în joc, e viitorul țării în joc. Dacă scăpăm în toamnă, la alegerile din toamnă va fi și mai grav. Haideți să le demonstrăm că, într-adevăr, noi putem să facem o schimbare. Și că tot este în mâinile noastre și nu este în mâinile lor, cum și-o cred ei. Cineva dintre conducerea Ministerului Afacerilor Interne, într-un mod batjocoritor, răzându-și, spus că voi ieșiți 2000 de oameni în țară, în stradă, și urlați în gura mare, voi sunteți poporul. Nu-i speriați pe nimeni. Când am să văd în stradă sau străzile pline cu oameni, atunci eu pot să am frică. Dar până atunci, haideți să le demonstrăm că e posibil. Și că moldovanul într-adevăr crede în țara lui și că moldovanul într-adevăr e stăpân la el acasă, cum a fost odată, cum a demonstrat-o și împotriva Imperiului Otoman. Unii sunt bărbații aceia, unii sunt moldovenii cei adevărați. Haideți să uităm de luptele astea între etnii, pro-ruși, pro-europeni, pro-transnistreni și așa mai departe. Haideți să fim moldoveni. Hai să fim cetățeni ai Republicii Moldova și să ne luăm țara înapoi. Acum cât mai suntem la timp, când se mai poate schimba ceva, că dacă îi scăpăm în toamnă, o să fie cu mult mai complicat. Eu totuși cred că Moldova merită să fie o țară membră a comunității europene, o țară mândră, să fim mândri de țara noastră. Nu să ne ascundem că trăim într-o țară unde cel mai mare nivel de corupție din toată comunitatea europeană. Apelez la toți cei ce ne cunoaștem, personal, cât și virtual. Haideți cu toții, duminică, să facem în fel și chip să ne întoarcem țara înapoi, să ne unim alături de cei care deja sunt. Și împreună noi, într-adevăr, suntem puterea. Și, într-adevăr, puterea este în mâinile poporului. Eu vă salut cu drag și sper să fim cât mai mulți duminică în fața primăriei. Noapte bună la toți!